Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Cristian Stancovici, președintele SOS Filiala Constanța. Președinte, împotriva voinței dumnealui, nu? Bună ziua, corect. Bine ați bună revenit ziua. Alături de noi. Bine te-am găsit, regăsit, Mirela, mulțumesc pentru invitație, așa cum am promis odată că voi reveni după alegeri. Cam târziu, dar până la urmă niciodată nu e târziu. Da, dar cred că e și oportun această... Așa este, pentru că noi am tot scris și se știe faptul că în partidul Diani Șoșoacă lucrurile nu mai sunt tocmai roz așa cum ni s-au prezentat până în alegeri cel puțin. Corect. După alegeri cel puțin la Constanța, partidul s-a făcut țăndări și nu numai în Constanța, și în alte județe, cred că aproape 20 de județe. Când ați fost la noi aici ultima oară în interviu, ați vorbit foarte frumos despre doamna Diana Șoșoacă. Corect, da. Părea că o admirați, că o apreciați, o vedeați chiar sus, președintele României. Iată că după alegeri ceva s-a schimbat și nu în bine. Sau nu știu, depinde cum o luați noastră. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la Constanța și de ce s-a rupt legătura dintre dumneavoastră și doamna Diana Șoșoacă. Am fost foarte mulți în partid care am crezut într-adevăr în Diana, am crezut că este un providențial pentru România, chiar am crezut acest lucru. Tu știi foarte bine că mi-ai și spus la un moment dat și băi, ai lacrimi în ochi, aveam. Exact, deci, când vorbeați despre Diana Șoșoacă, aveați lacrimi în ochi. Este o realitate, deci a fost omul care a reușit să mă păcălească, nu singurul, dar care a reușit să mă păcălească pentru o perioadă foarte lungă de timp. Adevăratul, am aflat după ce am demisionat și o să spun și de ce am demisionat din partid. Deși... Bine, ați demisionat ca să înțeleagă toată lumea, pentru că eu v-am prezentat președintele SOS Filiala Constanța. Dumneavoastră, teoretic, ați împotriva voinței mele. Împotriva, da. Să explicăm și chestiunea aceasta. Dumneavoastră ați demisionat, însă nu s-au operat modificările la instanță și la autoritatea electorală. Nu, pot explica în două cuvinte. Deci, în momentul în care i-am raportat Dianei, deci mie mi-au fost raportate anumite evenimente întâmplate în filiala Constanța în perioada alegerilor. În momentul în care am avut informațiile respective și avem și martori și unele informații au fost cuprinse și în minutele unei ședințe, deci în procesul verbal al unei ședințe, l-am raportat Diana Șoșoacă și am chemat două persoane în Comisia de Disciplină. Ea a refuzat. Deci, practic, vorbim aici de falsificări de semnături. Da? Deci, acuzații foarte grave. Concret, și... falsificări de semnături pentru alegerile locale? Da, corect, da. Okay. Și am vrut să-i aduc pe respectiv în Comisia de Disciplină, să le dăm posibilitatea să, mă rog, să justifice, să vorbească, să... Noi aveam mărturii. Ea s-a supărat foarte rău, n-a vrut să-i chemă în Comisia de Disciplină și mi-a cerut să continui să lucrez în continuare cu acei oameni. Evident că am refuzat. Unul dintre oameni să se adus de ea pe o filieră foarte importantă de care o să vorbesc, nu astăzi, dar voi vorbi. Acel om se dă setesist, printre alte, are și numărul la mașină. Eu personal nu cred că este setesist, dar cel pentru care lucrează în STS. Am aflat ulterior. Deci, sunt oameni ai sistemului și motivul pentru care vreau să-i devoalez este pentru că am realizat că, uite, toate partidele acestea mici care pornesc la drum cu dreptul și vor să facă o schimbare, sunt infiltrate de oameni ai sistemului care au fost prin mai multe partide și care operează în același mod. Ei sunt motivul pentru care România se regăsește în aceeași situație astăzi după 35 de ani. Aceleași persoane, dacă ne uităm și pot demonstra acest lucru cu fapte, cu dovezi. Deci am demisionat și am cerut Dianei să-mi dea o decizie de revocare a funcției mele, știind că trebuie să-mi dea o dovadă că pe mine m-a scos din structurile partidului. Nu mi-a putut da, deoarece am aflat cu stupefacție, ea nu are un BEX valid. De când, și probabil că știi, legea partidelor cere clar că în momentul în care se fac modificări în structurile partidelor, trebuie făcută o cerere la judecătorie prin care se schimbă efectiv acea structură. Diana n-a făcut niciodată o cerere în acest sens. Deci noi avem un partid la ora actuală, vicepreședinți care au demisionat acum 2 ani de zile, aleși la Congres și au demisionat acum 2 ani de zile și încă există și sunt activi, cel puțin legal, în structura partidului. Deci tot ce există la ora actuală ca structură, practic legal nu există. Orice decizie luată de un organism
ca BEX-ul, de exemplu, în structura Partidului SOS România, nu este validă. Deci ea nu îmi poate revoca mie poziția. Deci eu rămân, de facto, președintele SOS Constanța, Organizației Județene Constanța. Orice document semnat de oricine altcineva... Nu este valabil. Nu numai că nu este valabil, este penal. Asta încerc să le spun oamenilor, dar asta ies public să le spun. Nu vă lăsați mânați de dorințe de înălțare, pentru că veți putea avea probleme judiciare mai târziu. Păi cine ar putea să semneze acum la Constanța? Președintele desemnat, președintele? Nu, și-a dat demisia, apropo. A, da? Da, deci președintele... Domnul Bogdan sau cum nu, îl cheamă? Hai să nu-i folosim numele, pentru că omul nu mai dorește. M-a sunat ieri, am avut o conversație foarte bună cu el. Omul și-a cerut scuze, pentru că eu am încercat să-i dau niște... Mă rog, l-am sunat și i-am spus, măi, vreau să știi în ce te baci. Și la vremea respectivă omul nu a fost neapărat, nu m-a crezut, dar și-a dat seama până la urmă. În momentul în care a văzut că eu am prezentat acel document de la AEP care confirmă că eu sunt în continuare președintele filialei Constanța, ce obțin în acte, omul și-a dat demisia și a spus, domnule, e inacceptabil așa ceva. Eu nu te-am crezut inițial, dar văd că sunt alții care mă mint. Bun, și acum filiala Constanța a mai desemnat și șoacă pe cineva? Nu, păi dar el și-a dat demisia acum două zile, acest om. Deci nu au nici la municipiu... Probabil în urma articolului a apărut de replica că și ne-am publicat documentul care atestă că sunteți președintele SOS. Da, dar știi cine conduce de fapt filiala Constanța? Numele este Clement Sava. Și acest om este un om care este și consilierul Dianei Șoșoacă. L-a luat consilier și la Bruxelles, am înțeles că i-a dat suma maximă care se poate aloca unui consilier. Este omul lui Sebi Ghiță, fugarul de care știe toată lumea, care a dus-o și la Belgrad, practic, să se întâlnească cu Sebi Ghiță. Este un om care a mai distrus vreo două partide până acum. Eu vorbesc pe fapte. De unde a apărut? De unde a apărut? Nimeni nu știe. Vedeți că ăștia sunt oamenii sistemului, care apar, dar nu-i cunoaște nimeni, de fapt. Ei par a fi niște entități așa benevole, niște entități care le știu pe toate, dar ei sunt cei care fac și desfac în politica românească. Nu-l atac pe Clement. Încerc să scot în evidență faptul că acest om care a activat în N partide și este foarte apropiat de PSD, da? Inclusiv Horațiu Șerb, care fusese, nu mai rețin numele partidului înființat de Sebi Ghiță. Îmi scapă și mie. Da. Nu mai rețin exact, dar PNUR, ceva de genul ăsta, PRUN, nu rețin exact. Deci, a venit în partidul Ianei Șoșoacă și au început să se întâmple exact aceleași lucruri care s-au întâmplat în acel partid. Concret, au început să fie dați afară oameni din toate județele, oameni care au avut rezultate bune, evident. Acuza care îi se aduce Dianei și sunt dovezi în acest sens depuse la DNA, acuza care îi se aduce este că ar încerca să vândă pozițiile de parlamentari. Da, despre acest subiect am vorbit și cu doamna Belantoni și ne spunea că un post de parlamentar se vinde chiar și cu 100.000 de euro, iar filiera sau traseul banului de asemenea ni l-a făcut cunoscut. Banii nu se duc practic în conturile Dianei Șoșoacă, are niște oameni, nu? Prin niște conturi de Revolut, prin care ajung acei Nu cunosc. Eu aș lăsa procurorii să-și facă treaba. Evident, rămâne de anchetat. Da. Dar știu că au fost depuse dovezi la plângerea penală făcută la DNA și lăsăm procurorii să-și facă treaba. Nu vreau să discut despre nicio filieră până când... Bun, am înțeles, dar de la Constanța și lui Metin Cerchezi s-au cerut bani. Asta a spus el, eu n-am vorbit niciodată în viața mea cu Metin Cerchez. Pe mine m-a șocat și nu am nimic cu dânsul, evident, știu că a fost parlamentar în mandatul lui Vadim Tudor, partidul lui Vadim Tudor, un om pe care l-am apreciat enorm și cumva de asta am și venit în partidul Dianei Șoșoacă, am crezut că ea ar fi moștenitorul de drept al lui Vadim, ceea ce s-a dovedit a fi fals, dar... Îl respect mult pe Metin Cerchez, dar n-am înțeles niciodată cum de a venit el în partidul Dianei, deși o critica tot timpul. Deci pe pagina lui de Facebook el o critica non-stop. Mi se pare ok să critici o persoană, dar în momentul în care vii și în partidul respectiv, după ce ai criticat-o un an, doi, trei la rând,
trebuie cumva să justifice acea venire. Bine, poate s-au întâlnit oamenii și au avut o discuție și i-a descoperit, nu știu, alte calități. Am înțeles, da, e posibil, dar eu n-am înțeles-o la vremea respectivă și trebuie să spun, tu știi că eu sunt un om care, mă rog, exteriorizez ceea ce simt. Și el a pus pe Facebook-ul lui cumva ceva de genul că eu nu voi plăti niciodată poziția de parlamentar. Acum, nu știu ce i s-a promis, nu știu ce... mi se pare că a spus tot el că îi se promisese numărul 1 la Senat. Dacă da, nu la așa. Senat. Ceea ce este, hai să realizăm, este foarte greu. Eventual, poate va intra o poziție dacă... Bine, va... ne gândeam că este greu și să ajungă Diana Șoșoacă și Lazarus europarlamentar și iată că au ajuns europarlamentari. Adică e greu, dar nu e imposibil. Se discută, Mirela, faptul că înțelegerea cu sistemul a fost următoarea. Deci se vorbește de o înțelegere a Dianei cu Ciolacu direct. Cu PSD, cu PSD. Marcel Ciolacu. Nu cu PSD-ul, cu Marcel Ciolacu. Că nu toți din PSD-ul agrează pe Diana Șoșoacă. Ca să-l ajute la președinția României, să-i dea voturile, să încurce pe alții, cum ar fi Joana, să fie oferită două poziții de europarlamentar, dar prețul a fost ca niciunul dintre noi să nu intrăm la niciun consiliu județean. Deci, ceea ce s-a și întâmplat. Ceea ce s-a și întâmplat, exact. Adică, statistic vorbind, matematic, dacă vorbești cu orice statistician, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt zero, aproape. Sau sunt foarte mici, foarte mici. Deci, chiar nimeni să nu intre la un consiliu județean e penibil. Deci, e clar că undeva s-a făcut o înțelegere. Pe mine nu mă deranjează asta neapărat, dar să știm și noi, dacă a fost rădarea, să știm și noi, vorba lui Caragiale, nu? Adică, trebuia să ne spună și atunci eu nu mai participăm la această mascaradă. Sincer. Deci pe mine nu mă interesează. Eu am venit și vreau să schimb paradigma. Nu vreau să schimb fotoliu. Adică nu vreau să-i dau pe aia jos să venim noi care suntem la fel. Gen. Înțelegi? Că multă lume, nu vreau să sar dintr-una într-alta, iartă-mă, dar multă lume m-a contactat și m-a întrebat, băi Cristi, de ce faci chestia asta? Pentru că îți pierzi vremea. Adică vezi de treaba ta. La modul că vă luptați degeaba cu Da. Și acum cu faptul că vreau să deboalez toate aceste ilegalități. Ideea este următoarea. Vrem să schimbăm paradigma, trebuie să ne implicăm, trebuie să facem schimbarea cu noi înșine. Nimic nu e simplu, nimic nu este ușor în viață. Dacă nu ne jertfim un pic, nu vom schimba niciodată paradigma. Asta e părerea mea sinceră. Deci, celor care mă contestă și am întâlnit oameni care spun, domne, e ok, ce dacă face Diana chestiile astea? Că a făcut și lucruri bune. Sunt două lucruri separate, adică nu e nimeni deasupra legii și nimeni nu este, adică eu nu voi susține niciodată sau nu voi tăinui ilegalități. Cum e posibil să spui e ok ca ea să facă așa ceva? Asta înseamnă că, de fapt, noi vrem să schimbăm PSD-ul cu, mă rog, cu... Apropo de chestiunea aceasta, în urma articolului publicat de noi prin care am arătat că încă sunteți președintele filialei, Diana Șoșoacă a trimis un drept la replică, nu știu dacă l-ați văzut. L-am văzut, da. Printre altele, vi s-a adresat dumneavoastră și spunea la un moment dat, domnul Stankovici nu poate invoca vreo problemă de Alzheimer, având în vedere că toate aceste aspecte s-au discutat în BEX, mă rog, vorbea mai sus despre ele în dreptul la replică, ceea ce probează reaua credință și acțiunea sa în beneficiul altei formațiuni politice care îi face jocurile, încercând să diminueze șansele SOS România și ale mele la prezidențiale. Ne bucurăm că nu mai avem printre noi astfel de personaje care nu au Dumnezeu. Ok, am un răspuns pentru Diana Șoșoacă care este atât de justițiară. Să ne prezinte procesul verbal în care s-au discutat în BEX aceste probleme. Una la mână. A doua la mână, ea a mai spus acolo undeva că în BEX s-a discutat faptul că ea a prezentat toate bilanțurile financiare la ANAF, nu? Da. De ce? Eu am prezentat și documentul. De ce a mințit? Pentru că s-a dovedit de fapt că a mințit, da? Pentru că eu am prezentat documentul prin care ANAF a pus partidul pe lista organizațiilor inactive. Asta știți ce înseamnă, nu? Ea nu poate intra în alegere acum. Și vă garantez că nu va putea fixa niciun contabil, nu va putea să-i fixeze problemele Dianei Șoșoacă, deoarece sunt dovezi incontestabile, din nou, depuse la DNA. Și doamna Șoșoacă, cu toate inepțiile menționate de dumneavoastră, nu au nicio legătură cu DNA și nu sunt infracțiuni.
Păi cum să nu fie? Dar scoaterea peste 150.000 de euro din contul partidului în trei tranșe nu este? Că niciodată nu a avut partidul atâția bani și că... Păi să ne arate, numai puțin Mirela, să ne arate, să ne dea un desfășurător al tuturor tranzacțiilor. De ce nu îl dă nimănui? Deci, hai să spun ceva. Unul dintre oamenii care s-au ocupat de finanțele partidului a plecat spunând, eu nu vreau să fac pușcărie. Știi de ce? Pentru că Diana Șoșoacă i-a cerut să facă contabilitatea pe propria răspundere. Unde în lume se face așa ceva? Da, adică dacă fura cineva altcineva, răspundea el. Exact, răspundea dânsul. Înțelegi? Dar da. Spun că eu cunosc niște detalii. Evident că rolul Diana este să se apere. Eu înțeleg situația în care se află. Nu mă bucur de situația în niciun caz. Adică, dacă vorbeam cu cineva astăzi, dacă m-aș întâlni cu Diana Șoșoacă, ea spune clar, aș bea o cafea cu ea oricând și ea spune, băi Diana, puneți lucrurile la punct, încetează cu tâmpeniile, puneți lucrurile la punct, te rog frumos, adu banii înapoi, bagă-i în partid. Sincer, ea spune chestiile astea. Dacă îi mai are, dar cui vrea? Exact, dacă îi mai are, da. Bine, asta deci cazul în care ar fi sustrat. Nu am un sentiment de ură față de ea. Îți dai seama că am lucrat cu ea un an jumate. Nu este ușor. Dar am o responsabilitate, așa cum am spus, dacă noi nu începem să ne schimbăm, să facem schimbarea cu noi înșine, noi nu vom reuși niciodată o schimbare în țara asta. Mi-a spus cineva, băi, ai venit tu după 32 de ani de afară să faci tu ordine în țara asta? Adică mentalitatea asta deranjează mentalitatea unui om corect care nu vrea ca nimeni să fie deasupra legii. N-am înțeles. Păi și care ar fi acțiunile noastre în beneficiul altei formațiuni politice? Păi da, nu știu, dar asta este rolul ei să demonstreze, nu? Adică și eu pot să spun că tu ai omorât o persoană, dar Doamne ferește. Dar trebuie să și dovedesc lucrul ăsta. Dar nu? În ultima perioadă de când au fost lansate aceste acuzații, inclusiv la noi, ați mai discutat cu Diana Șoșoacă, v-a contactat? Nu, o singură dată am vorbit. Știi ce s-a întâmplat? Hai să zic ce s-a întâmplat. Uite, nu vreau să vorbesc de chestia asta, dar fiindcă m-a întrebat, o să o spun. A venit la Constanța și din greșeală, pentru că ei m-au scos pe mine de pe toate grupurile. Și apropo, sunt membri foarte mulți care, deși încă sunt membri, au fost scoși de pe grupuri, pentru că sunt bănuiți de actuala conducere că ar fi prieteni sau cu mine. Înțelegi termenul ăla? Tu ești cu Stankovici. Dar ei sunt continuare membri. Deci ca să dai un membru afară de pe grupuri, trebuie să-l treci prin Comisia de Disciplină. Sunt anumiți pași în statut. Se încalcă acel statut zilnic acum. Zilnic. Mă contactează membrii și îmi spun asta. Deci eu am avut o relație foarte bună cu toți și pe mine mă miră această activitate pe care ei o fac. Trebuie să construiești o echipă. Eu așa am făcut o filială la Constanța. Noi am construit o echipă, am fost deschiși, am vrut să aducem oameni noi, am lăsat pe toată lumea să se exprime. Deci noi nu am făcut, cum să zic, presiuni. Nu ați pus pumnul în gură. Corect, n-am pus pumnul în gură, Doamne ferește. Dar sunt foarte mulți care sunt dați afară. Au rămas foarte puțin, foarte puțin membri. Dar asta se întâmplă la nivel de țară. Suntem acum în jur de 22 de foști președinți, da? Care au fost ori demisionari, ori dați afară. Adică 22 de filiale. 22 de filiale, deci foarte multe. Deci e un dezastru. Deci a încercat să aducă oameni foști în aur. Am auzit Constanțeni, apropo, i-a dus la Botoșani. Să fie președinți de filiale acolo, pe la Botoșani. S-au mutat la Botoșani? Păi nu știu ce au făcut, dar vor candida pe listele de acolo. Deci eu știu cine sunt, ei și cunosc pe oamenii respectivi. E vorba de Ionuț Carp și de Moisev Alexandru. Ionuț Carp, despre care vorbea cumva și doamna Belantoni la noi în interviu, că da, l-ar fi pus pe listele de... Da. Dar de ce nu l-a desemnat pentru Constanța? Nu, dar cum poți să faci tu chestiile astea? Cum poți să iei un om de aici? Am mai încercat la Teleorman cu fiul unui consilier PSD de la Iași, care avea multe dosare penale, multe. De fapt, cred că voi ați scris un articol, Virgil a scris un articol despre acel om. A încercat să o pună la Teleorman. Și evident că a fost descoperită, oamenii care încă erau în partid la vremea aia i-au reproșat și a trebuit să cumva să scape de el, știi? Dar e clar că pe lista acestui partid au început să vină oameni cu probleme penale, care au nevoie de imunitate. Asta este concluzia mea. Ea ne promisese că nimeni, adică niciodată, a fost și la voi în emisiunea aia și a spus, băi, niciodată la mine nu vor veni PSD-iști. Noi aveam, cum să zic, nouă ni se spunea, aveam ședințe care discutam și se spunea clar,
veți fi dați afară dacă încălcați statutul. Adică noi nu vom aduce penal, noi nu vom aduce oameni care au fost la guvernare. Nu membri, adică nu vorbim de membrii PSD, da. Foști membri AUR, foști membri PSD. Noi vorbim de cei care au, practic, au participat la guvernare. Și asta se întâmplă acum zilnic în SOS. Mie nu vine să cred. A fost foarte multă muncă, dar sincer a fost o muncă depusă cu plăcere. A fost prima dată în viața mea când am făcut, când intrasem în politică. Dar păcat că nu ați cules roadele și poate... Nu e vorba de roade. Nu, vezi că nu e vorba de roade personale aici. E vorba de schimbarea paradigmei, pentru că eu de asta am intrat. Eu foarte bine puteam să stau la mine la Corbu acolo, că eu m-am mutat la Corbu, știi, nu? Vara cel puțin stăm la Corbu. Puteam să stau la mine la Corbu acolo, puteam să mă duc în grădină, am 5.000 de metri pătrați, puteam să stau în grădină, să-mi văd de treaba mea, să nu mă deranjeze nimeni. Eu am intrat pentru că dacă ies din curte cu mașina, dau în același grup ca restul oamenilor. Mă întâlnesc cu aceleași probleme când merg într-un oficiu de ăsta guvernamental, mă lovesc de aceleași probleme. Nu era mai bine să fii candidat la Corbu? Nu, eu n-am vrut să candidez nicăieri, Mirela, știi foarte bine, adică v-am spus și voi, am candidat, deci la europarlamentare Diana m-a pus pe listă și o spun pentru în premieră asta, nici nu știe nimeni, dar ea a vrut să mă pună pe locul 6 și eu i-am cerut să mă pună pe 8, înțelegi? Și la Consiliul Județean ne-a cam forțat mâna tuturor președinților, ne-a spus, băi, voi ați reprezentat filiala acolo în ultimul an, voi ar trebui, a avut logică, știi, ceea ce ne-a cerut și am candidat, dar nu convins, n-a fost dorința mea de a candida niciodată. Eu am și dovezi în care am cerut clar să nu fiu pus pe nicio listă. De exemplu, la parlamentare. N-am vrut, efectiv. Dar câți bani a plătit Diana Șoșoacă pentru campanie electorală? Din ce știu eu, din ce a reieșit, mă rog, că astea sunt sume publice acum, da? 1000 de lei, din ce am văzut eu. 1000 de lei, atât. Puțin, da, într-adevăr, puțin. Păi și acum, la fel, am înțeles că filialele acum sunt forțate fiecare să dea 20.000 de euro fiecare filială pentru campania ei la prezidențial. Serios? Da. Astea sunt, am văzut în scris, adică am văzut în scris chestia asta din, mă rog, din conversațiile lor interne. În ce sens? Da. Pentru bannere, pentru diverse activități, înțelegi? Probabil că a văzut... Păi și au fost filiale care nu, au... Nu, probabil că a văzut panourile alea cu Simion, cu ăștia, cu Lasconi, cu cine mai sunt, cu Ciucă, și vrea și ea, îți dai seama, că vrea să, na, să fie și ea pe panourile respective. Asta bănuiesc eu. Păi și dau filialele bani. Păi de asta aduce oamenii cu bani, înțelegi ce zic? Deci de asta aduce oameni cu bani care îți spun clar de acum, vor pierde banii acei oameni și nu vor fi recuperați niciodată. Nu. Niciodată nu vor fi decontați. Părerea mea este că ea mai mult de 3% nu va lua. Scorul ei s-a văzut clar la București când a candidat. Corect. Deci ea refuză să vorbească de acel lucru, din păcate. Dar eu, deci asta îmi dovedește că nu este nici asumată. Eu aș fi stat, m-aș fi întors la masa de lucru, aș fi stat jos, m-aș fi uitat la procentajele tuturora. Bine, au fost aranjate toate până la urmă, hai să fim serioși. Deci nu știm în realitate ce procentaje am fi avut fiecare, că au fost aranjate, din păcate. Dar m-aș fi întors la masa de lucru și aș fi vrut să văd unde putem lucra ca să îmbunătățim procentajul fiecăruia. Eu din mediul ăsta vin, adică mediul de business, pot să fac să-mi dai ceva, să încerc să-l fac mai bun, știi? Aici nu s-a întâmplat așa ceva, aici nu a existat comunicare suficientă. Bun, dar dumneavoastră vorbiți de ilegalități. Doamna Belantoni spunea la un moment dat că de fapt Diana Șoșoacă nu este președinta partidului. Cu toate acestea se vorbește despre candidatura Dianei Șoșoacă la prezidențiale din partea SOS. Hai să vedem dacă pot intra. Îți dau un exemplu concret. Faptul că partidul este inactiv la ANAF le interzice dreptul de a avea un mandatar financiar. Ca să intri în... Deci noastră ați făcut o solicitare la ANAF? Sau cum ați intrat în posesia documentului de la ANAF? ANAF a trimis o scrisoare. Așa. Nu vreau să dau numele celui care mi-a trimis documentul, dar documentul a fost trimis de la ANAF pentru că oamenii au, mă rog, și omul era demisionat de mult timp. Îți dai seama că el figura încă în actele oficiale ale partidului. Da. Știi, și a primit documentul. Bineînțeles că el l-a trimis cui trebuia, dar
ANAF... Da, deci am și eu documentul ANAF, din, da. Document din 12.08.2024, păi decizie de declarație în inactivitate. Da. Da, da, citește și de ce. Ea nu a depus bilanțurile financiare. Așa cum în acel drept la replică a spus că le-a depus, nu? Motivația declarării în inactivitate fiscală, contribuabilul nu a depus declarațiile fiscale aferente perioadei de referință lunile decembrie 2023-mai 2024, conform procedurii prevăzute în anexa 1 la UPA. NAV numărul, mă rog, sunt... Și Mirela, n-a spus, în dreptul la replică, n-a spus că s-a discutat în BEC și acest lucru și că au fost depuse? Eu ți-am zis, eu vreau... Deci, eu vreau să văd... SOS, practic, nu există sau cum în momentul acesta. Ce, deci nu ce au, înseamnă nu dreptul, concret de declarație? Numai puțin, ei din momentul ăla din august nu au avut dreptul să facă tranzacții. Nu știu dacă se vede... Nu, dar este pe Facebook-ul meu. Cine vrea să vadă, este pe Facebook-ul meu această... Și, mă rog, o puteți... Bănesc, o veți atașa și voi acestui articol, nu? Deci... Din data de 12 august, dacă nu mai știu, sau 14, ei nu mai au dreptul să facă tranzacții financiare și au fost făcute. Tranzacții financiare au fost făcute, că au fost colectate contribuții, au fost colectate tot felul de bani, înțelegi, prin diverse activități ale partidului. Deci se încalcă legea în fiecare zi. Ea a spus, în acel drept la replică, că a fost discutat în BEX situația trezorierului, parcă, nu? Da. Să am spus clar, uite, îi cer public de Anei Șoșoacă să facă public acel proces verbal al ședinței BEX în care s-a discutat. Să vedem cine minte. Mirela, mă cunoști de ceva timp. Am mințit eu vreodată cu ceva? Eu nu mint. Eu, asta este calitatea mea. Nu am de ce să mint. Eu o înțeleg pe Diana. Ea are de ce. Trebuie să-și apere acum... Este frică de Anei Șoșoacă? Simte, cumva se simte încolțită? Da, da. Ea a trăit tot timpul sub imperiul fricii, a avut boala asta a lui Stalin, în sensul că i-a fost frică că cineva i-a luat locul tot timpul. Deci dacă reușește să inoculeze această idee că cineva apropiat de ea ar încerca să ia locul, scapă de el în secunda 2. Păi am văzut scandalul cu soțul dumneavoastră. Scapă de el în secunda 2, de acea persoană în secunda 2. Deci are problema asta, dar nu înțeleg de ce, pentru că e un partid de lider și eu am încercat să-i explic la un moment dat. Băi, Diana, chiar dacă ți-aș lua eu partidul mâine, tu îți deschizi altul și pleacă toți membrii cu tine. Era partid de lider, nu? Adică până la urmă, nu? Deși de-a lungul vremii să știi că au fost oameni foarte mulți. Și mi-am dat seama recent, după demisia mea, care veniseră și pentru noi. Veniseră și pentru cauza în sine, dar și pentru noi ca lideri locali, pentru că au fost foarte mulți care au plecat din partid după ce am demisionat eu. Concret, în acest moment, Diana Șoșoacă este, din punct de vedere legal, președintele SOS România? Din punct de vedere legal, nu cred. Nu cred că este și spun și de ce. Din cauza faptului că foarte mulți oameni care figurează încă în structura partidului, ca vicepreședinți, ca membrii BEX și așa mai departe, nu mai sunt activi și ea n-a făcut schimbările necesare, conform statutului și a legii partidelor, foarte grav, trebuie făcut un congres și realeși membrii respectivi. În momentul de față, ea nu are cum să facă congresul, pentru că teoretic, lumea poate să zică, lasă-mă că o fixează chestia asta. Să zice mâine și face cerere la judecătorie. Nu are cum. Vă zic de ce. Legea partidelor spune clar că toate aceste modificări trebuie făcute până pe 31 decembrie al anului anterior, anului alegerilor. Deci... 2023, adică. Corect. Dar ați văzut ce a spus doamna Șoșoacă? Faptul că aspectele invocate de noi referitor la aceste schimbări care nu au fost operate nu țin cont de faptul că recent a avut loc Comitetul Național al Partidului care a luat act de schimbări și le-a votat. Firește că fiind foarte multe schimbări se operează în timp, iar până la sfârșitul lunii toate schimbările vor fi actualizate și vor putea fi consultate. Persoanele care au fost schimbate sau care multe și-au dat demisia sunt cele care nu au vrut să dezvolte partidul, nu au vrut să colaboreze cu noi membrii care veneau în partid și care au ținut organizațiile închise, prelându-le pe persoană fizică. Păi da, o să încep cu sfârșitul. De când au plecat cei care au plecat până, mă rog, dați afară sau prin demisie, din partid au plecat foarte mulți membri, ei nu mai au membri suficienți. Adică eu am
texte, din mesaje interne, da, de ale lor, în care anumiți președinți, cel de la Constanța care a mers la Botoșani, întreba: domnule, dar ce se întâmplă? De ce ne pleacă toți membrii? Pentru că văd ce se întâmplă. Deci asta ar fi un aspect. Referitor la ce a spus ea, că va opera schimbările, n-are cum, dacă operează schimbările acum, nu va putea intra în alegeri. Deci schimbările toate trebuiau operate atunci, până pe 31 decembrie. Faptul că, dacă, mă rog, sunt excepții, evident, în cazul în care decedează cineva, sau, mă rog, excepții, sunt excepții, dar ea nu întrunește calitatea excepțiilor. I-a spus și celui de la Constanța care și-a dat demisia, omul i-a spus: băi, uite că azi am trimis e-mail să se facă schimbarea. Adică, știi, astăzi. De ce n-ai făcut-o acum o lună? Și întrebarea rămâne: de ce în structura partidului încă sunt oameni care au demisionat acum 2 ani de zile? Dacă tot discutăm chestia asta, dacă tot ea ne spune nouă că se vor opera schimbările la sfârșitul lunii, de ce nu au fost operate schimbările oamenilor? Uite, de exemplu, trezorierul care a fost, mă rog, vicepreședinte ales la Congres, încă există în structura partidului. Toți vicepreședinții de atunci încă există. Noi suspectăm că motivul pentru care ea n-a operat schimbările face parte exact din ce ți-am spus un pic mai devreme, Mirela. Motivul ar fi că i-a fost frică ca să nu înlocuiască cineva. Deci, ea alegea, prin Consiliul Național, ea alegea acele structuri, care, apropo, trebuie validate. Dacă tot vorbim de legalitate, că doamna Șoșoacă pretinde că e avocat, nu? Ori nu știe statutul și legea partidelor, ori minte. Una din două. Deci nu există altă soluție aici, sau posibilitate. Deci, orice decizie a Consiliului Național trebuie validată de BEX. Ea nu are BEX. Deci cum faci, tu, cum faci modificările? Și ca să știe, adică, mă rog, mai bine nu spun. E ok. Dacă va opera modificări, e o chestiune penală, păi, să știi. E o chestiune penală. Scoaterea persoanelor demisionare sau destituite din sistemul registrului fiscal chiar ieri, 16 ianuarie 2024. Păi asta e nivel declarativ, dar da, faptic, dacă o face, e penal. Înțelegi? Noi așteptăm să facă aceste modificări. O așteptăm să le facă, să ne demonstreze. Uite, la sfârșitul lunii, vă rog eu, uite, îi cer public, Diana Șoșoacă, la sfârșitul lunii să ne dea acel document. Deși legea partidelor, conform legii partidelor, orice speță politică se rezolvă cu celeritate. Noi când am contestat perioada alegerilor, am contestat acele, vă rog, știi că ne-au respins Consiliul Local la Constanța. Listele. Da, listele, da. Am fost și ne-au chemat de Paști acolo. Deci trebuie rezolvate aceste probleme cu celeritate, adică maxim 15 zile. Sunt 2 ani de când ea n-a operat schimbări, adică chiar așa de... Bun, este clar faptul că la Constanța nu vom avea candidați pe listele de la Parlament. Să încerce să-i pună, să încerce să-i pună, dar e penal. Fără semnătura dumneavoastră, nu. E penal, vă spun sincer. Este fără semnătura mea, da. Din păcate pentru ea așa este, deși eu sunt demisionar. Și eu nu voi pune semnătura decât pentru oameni care știu că au muncit pentru acest partid, dar, din păcate, orice listă va fi pusă, pentru că, haideți să spunem și lucrul ăsta, da? Pe mine nu mă interesează partidul și vă zic și de ce. Conform legii partidelor, orice partid care are probleme de genul ăsta, trebuie dizolvat. Deci asta spune legea partidului, nu o spun eu. Am înțeles că s-a depus cerere în instanță pentru dizolvare, nu? Sau... Corect, numai că vedeți că e o chestiune aici. Ea cred că urmărește să închidă ea partidul la sfârșitul anului. Asta este intenția. Din pentru? Ce am... Pentru că să-și acopere toate aceste, mă rog, ilegalități. Numai că nu o poate face din cauza faptului că are consiliere aleși locali. Da, au ieșit câțiva. În Constanța avem 11 consilieri. În oraș e destul de importante, Năvodari, Megidia și așa mai departe. În județul Constanța sunt 11 consilieri, da, SOS? Da. Și acum încearcă să le creeze probleme acelor consilieri. Deci, ea, dacă are consilieri locali, nu poate dizolva partidul la sfârșitul anului. Îți dau un exemplu concret. M-a contactat cineva care mi-a zis că ar fi contactat-o de aici, de la Constanța, nu știu exact cine încă, dar numai cel Radu Ion, care nu știu ce legătură are cu partidul ăsta, acest Radu Ion, dar el este cel care, căruia eu i-am făcut o plângere, înțelegi?
Și i s-a spus că nu va fi validată candidatura ei, adică, mă rog, postul de consilier nu îi va fi validat de partid, deoarece ea n-a strâns semnături. Păi deci, stați un pic, dar Radu Ion nu e la aur? Nu, numai puțin. Nu, 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 a venit, l-a adus Diana la Constanța, stai liniștit. Ah, okay, eu din cauza lui am plecat, îți spun sincer. Din cauza lui am plecat. Da. Și e cel care, mă rog, în fine, o să avem o emisiune specială pentru acest om. Eu aștept să se termine alegerile înainte, da? Pentru că l-aștept să mai facă niște greșeli. I s-a spus acestei consiliere care a câștigat reține, a fost aleasă, da, la Topraisar, i s-a spus că nu îi va fi validată candidatura dacă nu strânge semnături. Femeia le-a explicat, domne, eu am copil mic, eu nu am timp, până acum nu duceam la grădiniță, nu știu, are un alt program copil, n-a avut timp femeia. Dar asta este șantaj. Tu n-ai cum să șantajezi un om care a fost ales, rețineți. Deci fac greșeli nenumărate și sunt înscris toate ca aceste greșeli. Ca să-i forțeze cumva să demisioneze, să poate să lase cale liberă pentru dizolvare. Eu asta suspectez, da. Eu asta suspectez, dar sunt penale toate aceste acțiuni ale lor și văd că nu se mai opresc din ele. Adică ori este mare prostie, ori este indiferență, nu știu care este. Bun, dar ce-ar face Diana Șoșoacă dacă dizolvă la sfârșitul anului partidul? Ce o să facă? E europarlamentar. Banii da, care... poate reuși să-i ridicați imunitatea. Păi avem un avem planul și avem de fapt o programare făcută, mergem la Bruxelles la sfârșitul lunii octombrie pentru această speță, da. Vom merge pentru că mi se pare corect ca legea să fie aplicată în mod egal tuturor, da. Fără doar și poate și dacă Diana Șoșoacă se crede nevinovată, eu personal în locul ei aș cere autorităților, inclusiv DNA-ului, să rezolve cu celeritate aceste plângeri penale. Deci eu așa aș face, nu? Dom'le, vă rog frumos să rezolvați cât mai repede, să încetăm cu aceste scandaluri. Pentru că poate ea, într-adevăr, este nevinovată. Deci eu nu, deși probele spun altceva, eu am văzut toate probele, de asta vorbesc. Am rămas surprins, foarte surprins. A ieșit mai recent, a ieșit și unul dintre membrii fondatori ai partidului, cel care de fapt a fost primul președinte al partidului, Jeep Gabriel, care o acuză public pe Diana că ar fi luat banii de la Mintia. Deci știți că ea a mers acolo să, mă rog, să apere, să cumva să oprească dezmembrarea Mintiei. Și a cerut bani, mă aduc aminte că public a cerut bani atunci să angajeze nu știu ce avocați și acest om care a fost foarte apropiat de Diana spune că ea de fapt a luat banii și a dispărut atunci. Deci dar legătura Dianei Șoșoacă cu Teodosie care mai este? Că am înțeles că și pe Teodosie l-ar fi contactat să-l pună pe listă la parlamentare. Sincer, nu știu. Știu că sunt oameni din anturajul celor de la Constanța care folosesc numele Înalt Preasfinției sale. Eu cred că Înalt Preasfinția sa nici nu-i cunoaște, spun sincer. Deci nu l-aș băga pe Înalt Preasfinția sa în această conversație. Amalia Belantonia. Bine, nu știu ce știe Amalia. Deci eu vorbesc din punct ca să dovedesc că noi nu suntem cum să zic, fiecare avem părerea noastră și lucrăm împreună într-adevăr, dar eu știu sigur că aici la Constanța. Deci n-ați auzit nu, eu știu sigur că la Constanța sunt unii oameni, asta știu eu și probabil că la asta s-a referit și Amalia. Sunt unii oameni care folosesc cu foarte multă ușurință numele Înalt Preasfinției sale. Ion Radu este unul dintre ei. Radu Ion, acest Radu Ion, el folosește numele Înalt Preasfinției sale. Uite, n-am vrut să spun asta, dar uite, o spun acum. Eu nu cred că Înalt Preasfinția sa știe cine este Ion Radu, deci chiar nu cred. Dar scopul este oricum, adică e urât să folosești numele cuiva numai ca să dobândești anumite favoruri și să faci anumite chestiuni. Nu știu dacă Diana i-a propus, știu că are o relație cu Înalt Preasfinția sa, nu mi se pare denaturată chestia asta, adică și eu am o relație cu dânsul și nu este apropiat, adică nu sunt un apropiat, dar dacă îl văd, îl respect, este capul bisericii aici în zona noastră, avem opinii separate când vine vorba de sinodul de la Creta, dacă tot intrăm în teologie, dar eu cred că acolo s-au întâmplat niște lucruri abominabile, dânsul are altă opinie, dar de acolo până a implica în anumite chestiuni politice, nu și-au rost, știți? Bun. Am înțeles. Vom urmări subiectul Dianei. Mai aveți ceva să ne spuneți ce ați uitat, ceva important? Sau?
Nu. Bun. Nu, numai faptul că ți-am trimis acel, document care atestă faptul că mi se pare că Diana Șoșoacă tot în dreptul la replică spusese faptul că domnule Cristi Stancovici a fost în BEX atunci când s-a discutat despre faptul că noi am depus tot bilanțul financiar. Ți-am trimis documentul care atestă că AEPO au încercat să-i contacteze și nu s-au dus practic acolo și le-au dat o amendă de, nu știu, 25.000, 30.000, nu știu cât de lei. Deci au fost amendați, sunt penalizări peste penalizări. Mi se pare că acum conturile sunt blocate, la un moment dat îmi spunea Diana că sunt blocate, nu știu acum dacă mai sunt sau nu, dar concluzia este clară. Eu aș îndruma și aș spune clar, revinoți, a avut o șansă unică, sincer, părerea mea, a ales un alt drum, dar ea a avut o șansă unică de a fi într-adevăr un potențial pentru România, a ales să trădeze, din păcate, nu știu dacă acest lucru a fost inițiat de la început, dacă a fost, mă rog, plănuit de la început acest lucru, dar ce obțin o perioadă de timp pentru mine, ea a fost un providențial până și-a arătat adevărata față. Ca să puterea zic este de vină pentru această față? Nu, pentru că puterea ea a avut-o tot timpul, adică eu cred că are mai mult de a face cu planificarea, deci toate aceste chestiuni, deci sunt anumite dovezi care conduc la concluzia că aceste chestiuni au fost planificate peste un an jumate în urmă. Deci tot ceea ce se întâmplă acum și DNA-ul are toate probele, le vor analiza și le vor, mă rog, vor face o anchetă pertinentă, sunt sigur. Vom urmări, repet, acest subiect, vom ține legătura cu orice intervine pe parcurs și ce să așteptăm finalul anului să vedem dacă dizolvă sau... Nu, eu aș vrea sfârșitul lunii să ne arate că s-au operat schimbările la nivel de structură. Și deci să nu mai fiți forțat președintele filialei. Corect, chiar vreau să văd chestia asta, dar să știți că fără BEX nu o poate face, deci ar fi penală chestia. Deci eu știu sigur că nu mă poate scoate, cel puțin până în alegeri. După alegeri poate face, pentru că nu va mai afecta, înțelegi? După alegeri poate face, poate opera toate modificările, dar până în alegeri nu. Deci cei care vreți să candidați la Constanța, îmi pare rău să vă spun, dar voi contesta alegerile făcute de Diana Șoșoacă, știu care sunt oamenii pe care vrea să-i pună la Constanța. Ce oameni? Clement este unul dintre așa, ei, și acest cine? Clement. Nu voi deboala celălalt. Nu, deocamdată nu, dar îi știu. Radu Ion este un altul. Ah, okay. Da, exact, îi știu pe toți. Și mai sunt încă doi, pe care chiar nu vreau să-i menționez. Bun. Dar le spun de acum, încercați și o să vedeți că nu veți putea candida. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră. La revedere!